Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Chera, facem împreună curat pentru 25 de minute, iar subiectul pe care l-am ales spre a-l dezbate în timpul acestui interviu cu un specialist este, nu-i tocmai plăcut, nu e deloc plăcut de fapt, dar știți cum este, până la urmă mai bine să știm decât să nu știm. Există o informație care circulă de vreo câțiva ani, dar a fost de vreo 2 ani, așa 3 ani, în sensul că, mă rog, scade vârsta, atenție, de la care oamenii fac, la care oamenii fac cancere. Deci, spun specialiștii. Spun specialiștii, sunt studii care s-au făcut. Acum este invocat un studiu care s-a făcut undeva în America de o societate de cercetare a cancerului. Și cei de acolo au luat vreo 150.000, atenție, de dosare medicale și au descoperit, spun ei, de la ce? De ce fac tot mai mulți tineri cancer? De ce fac tot mai mulți tineri cancer? Am gândit că această informație v-a atras atenția și este bine să o lămurim un pic cu un oncolog, un specialist în oncologie. Doctorul Radu Berceanu este cu noi. Mulțumesc tare mult că și-a făcut timp să ne explice despre ce e vorba, în ce vrea să spună autorul, ca să zic așa. Cei care fac studiul ăsta, mă rog, ajung la concluzia că vorbim despre o îmbătrânire biologică accelerată, domnule doctor. Asta ar fi cauza. Și-au luat ei niște variabile, mă rog, niște factori pe care i-au analizat. Eu nu mă pricep la medicină, tocmai de asta sunteți la această emisiune dumneavoastră. Au luat în calcul glucoză, albumină, creatinină, proteină C-reactivă, limfocitele, globulele roșii pe unde sunt ele distribuite și alți câțiva factori i-au analizat și au descoperit că, de fapt, tinerii care se îmbolnăvesc de cancer, de fapt, suferă de o îmbătrânire biologică accelerată. Adică aceste valori sunt dezechilibrate, ca să zic așa. Ne puteți spune, dumneavoastră, oamenii care vă văd acum la televizor trebuie să știe că dacă vor să afle mai multe informații despre dumneavoastră, vă vor găsi acolo unde explicați de ce nu se bagă unii să trateze niște cancere foarte grave și dumneavoastră cumva vă băgați acolo unde nu se bagă specialiștii în domeniul dumneavoastră și culmea cu niște rezultate formidabile. Deci, practic, aveți de-a face cu partea asta foarte gravă a lucrurilor legate de cancer și reușiți cu un tratament personalizat, e adevărat cu multă știință de carte și cu multă atenție față de fiecare bolnav în parte, să găsiți o formulă, o formulă de tratament care să meargă și acolo unde lucrurile sunt de-a dreptul închise, adică e case closed, zic foarte mulți doctori, duceți-vă acasă, muriți. Găsiți formula pentru a prelungi viața unor oameni pentru care alții nu găsesc formulele astea de prelungirea vieții. Vă întreb, de ce fac tinerii, din ce în ce mai mulți tineri, cancer? Și când zic tineri, mă gândesc la vârsta asta, 30 și ceva de ani, 50 și ceva de ani, adică zona asta de vârstă care nu era afectată, zic specialiștii, înainte vreme. Sunt multiple cauze care contribuie la apariția precoce a cancerului. Mă refer aici la apariția la vârste sub 65 de ani. În mod tradițional, la această grupă de vârstă, riscul de a face cancer în cursul unui an e foarte mic, e undeva în jur de 2-3 la mie. Ei 1000 de indivizi și poate 2 fac cancer. Dar, într-adevăr, în ultimul timp, numărul cazurilor de cancer la persoane considerate tinere a crescut, iar studiul la care vă referiți și variabilele pe care ei le-au citat, aș argumenta că sunt mai degrabă și ele la rândul lor o consecință a altor factori, nu o cauză a cancerului, ci sunt pur și simplu niște marcări de îmbătrânire, de afectare a organismului la modul general, și ceea ce a condus la modificările acestor parametri în aceste direcții considerate anormale sau patologice chiar, este un set de factori care produce și o accentuare, o creștere a riscului de cancer. Și este foarte greu de măsurat direct acești factori. Dar aș îndrăzni să speculez și să numesc câțiva. În primul rând, sedentarismul, lipsa mișcării.
Nu mă refer la un nivel de mișcare care să fie considerat profesional, nici măcar ceva foarte mult. Dar dacă analizăm în mod obiectiv ceea ce se întâmplă cu noi de-a lungul unei zile, o să observăm că stăm pe scaun exact cum noi doi acum stăm, poate 95% din timp. Ne ridicăm din pat, ne plimbăm prin casă puțin, poate mâncăm Ne așezăm ceva. pe scaun în fața Da. laptopului sau ne urcăm în Sau ne urcăm în mașină, la mașină. fel. Și din mașină mergem 3 minute și ne așezăm pe un alt scaun, unde stăm 8 ore. De corect. Poate uneori trec 3 ore, 4 ore, nu ne mișcăm. Impactul pe care această lipsă de mișcare cronică și profundă îl are asupra stării corpului în general este absolut uluitor de negativ. Faptul că totul a devenit foarte sedentar, faptul că putem obține foarte ușor mâncarea de care avem nevoie, faptul că totul se face la distanță, totul se face la telefon sau la calculator, în esență, sunt elemente care contribuie absolut esențial la acest sedentarism. Un alt aspect este alimentația. Să nu uităm că o alimentație considerată relativ sănătoasă, nu perfectă, nici măcar bună, dar acceptabilă, este o alimentație care presupune un consum suficient de proteine, o alimentație care să nu includă grăsimi proinflamatorii, o alimentație care să nu includă foarte multe zaharuri sau foarte multă fructoză și preferabil care să conțină și ceva vitamine, minerale și fibre. Ori dacă analizăm acești parametri și pe urmă ne uităm la ceea ce mâncăm zi de zi, fast food, semi-preparate, da? Produse pe care le putem obține ușor, le putem comanda ușor, mai ales produsele din industria alimentară de larg consum, cum sunt cele care le comandăm, automat, aceste produse sunt deficitare la aproape toate capitolele pe care le-am menționat. Sunt foarte multe grăsimi de calitate inferioară, sunt procesate sau ultraprocesate, sunt extrem de îmbogățite cu tot felul de substanțe despre care nu avem idee și nu avem cum să avem idee ce efecte au la nivelul corpului și nu sunt foarte bogate în vitamine. Cel mult o să obținem calorii, ceva energie și poate o cantitate rezonabilă de proteine. Acesta ar fi un al doilea Al factor doilea, major. da, de Da. sedentarism, alimentație pe care considerăm că o gestionăm foarte bine dacă stăm să ne gândim așa, faptul că ne-am ostoit foamea, cum se zice, da, că ne-am satisfăcut foamea, nu înseamnă neapărat că organismul nostru a primit ceea ce are nevoie. Deci sedentarism, nutriție, da? Și al treilea element, domnule doctor? Al treilea ar fi, de exemplu, fumatul, care, din fericire, în ultimii ani a început să scadă. Efectul la formele alternative de fumat încă nu este cunoscut, dar fumatul în sine și expunerea atât activă cât și pasivă la fum de țigară și la toți agenții carcinogeni din fumul de țigară sunt elemente care sunt clar dovedite că măresc riscul de apariție a bolii oncologice și fie că o faci direct, fie că o faci social, prin asociere cu alte persoane care fumează, nu te poți gândi că aceste elemente nu contribuie la creșterea riscului. Un alt element, al patrulea, este stresul cotidian, care, dacă îl analizăm din perspectiva nevoii de a performa la un anumit nivel, care nu poți întotdeauna, din perspectiva frustrărilor pe care le ai, sau din perspectiva altor factori de tip familial sau legat de prieteni, elemente care îți pot crea dezechilibre uneori profunde și de durată, tipul acesta de stres, un stres negativ, este
ceva care contribuie la scăderea imunității. Iar scăderea imunității, în mod repetat, a fost dovedită ca fiind asociată cu creșterea riscului de cancer. Vreau să vă întreb ceva, domnule doctor, pentru că asta cu, dacă sedentarismul, mă rog, poți să cuantifici, mă rog, câte minute te-ai mișcat într-o zi, cum te-ai mișcat, ce exerciții ai făcut, dacă ai făcut, dacă nutriția, mă rog, îți iei un specialist sau nu îți iei un specialist, pur și simplu, mănânci mâncare mai puțin procesată sau mănânci mai puțin, nu pui mult zahăr, nu, până și fumatul, da, până și fumatul, să zicem că ne lăsăm de fumat sau fumăm mai puțin sau Dumnezeu știe, lucrurile astea sunt cuantificabile cumva, pentru că sunt concrete, adică poți să le verifici concret. Vreau să vă întreb legat de stres, pentru că tot aud medici oncologi și medici în general vorbind despre stres. Stresul devenind o normalitate, adică foamea de orice, de bani, de cum se, validare socială, de să fim primii, să ne tot timpul într-o competiție cu noi și cu ceilalți. Cum măsurăm noi stresul? Pentru că deja, repet, a devenit o normalitate. Noi suntem în, noi practic ne trezim stresați, ne culcăm stresați. E o normalitate. Cum măsurăm? Cum se poate măsura că cineva este, un om este stresat peste măsură sau a depășit nivelul acceptabil cum să zic, de emoție negativă, de fapt? Este o întrebare la care e dificil de răspuns. Practic, aș argumenta că poți vedea nivelul tău de stres, în primul rând, prin nivelul de performanță pe care îl ai în activitățile zi cu zi, pentru că chiar dacă ești asaltat de elemente negative din toate direcțiile, fie din interiorul tău, fie din exterior, dacă reușești să performezi la un nivel bun, probabil că nu ești atât de afectat. Asta este partea oarecum obiectivă. Partea subiectivă, unde aici mă refer la felul în care te simți, aici este mai greu, pentru că nu poți aplica același standard pentru toată lumea. Dar, în măsura în care încă poți avea emoții pozitive, te poți bucura de anumite lucruri sau ai o mulțumire interioară atunci când știi că urmează să faci anumite lucruri sau că urmează să atingi anumite obiective, consider că acest tip de satisfacție internă pe care o ai, iarăși este un indicator bun că nu ești la un nivel de stres atât de profund. Dumneavoastră Și aveți de-a face, iertați-mă, dumneavoastră aveți de-a face cu oameni care vin la dumneavoastră când nimeni nu mai vrea să mai aibă de-a face cu ei medical discutând. nu sunt toți așa, din fericire, nu sunt toți în Nu zona sunt asta. toți, Sunt nu, dar vreau să vă majoritatea. întreb dacă legat de povestea asta cu emoția negativă, dacă legat de povestea asta cu stres, ați identificat la ei un factor comun, adică dureri constante pe termen lung sau nemulțumiri constante, da, pe termen lung. Ați identificat povestea asta cu stresul la cei pe care dumneavoastră îi consultați și stați ceva timp să-i consultați? Aș zice că există o linie comună în multe situații, dar nu aș numi-o ceva general. Însă, în peste 50% din cazuri, poți să identifici perioade relativ lungi, de ordinul anilor chiar, care sunt premergătoare momentului la care cancerul a fost diagnosticat. Pe de altă parte, însă, sunt și oameni care primesc un astfel de diagnostic fiind, din alte puncte de vedere, într-o stare perfectă de sănătate. Sunt alții care au factorii de risc clasici, cum ar fi fumatul excesiv sau consumul de alcool sau vreo infecție virală, cum ar fi o hepatită B sau hepatită C, la care apariția unui cancer nu e un eveniment atât de special. Este Tristețea vine că, previzibil. Este, da. da, e absolut matematică. Dar tristețea vine când acești oameni care au factorii de risc prezenți de 20, 30, 40 de ani vin și zic, păi nu mi-a spus nimeni să-mi fac o evaluare de screening. Pentru că acești oameni, de exemplu, un cancer pulmonar, dacă ți-ai face un tomograf de torace, fără substanță de contrast, o investigație care durează 10 minute, e ca o radiografie tridimensională. Odată la un an jumate, după vârsta de 45 de ani, este minoră șansa să faci vreodată vreun cancer de plămân avansat de care să zici că n-ai știut. Pentru că rare ori cancerele cresc atât de repede. Sau dacă îți faci colonoscopie după 40-45 de ani, odată la 3-4 ani,
nu mai ajungi să ai vreodată vreun cancer de colon în stadiu 3 decât excepțional, pentru că ai șanse foarte mari ca să găsești elementele astea potențial fatale atunci când sunt benigne sau când sunt malignizate, însă sunt într-un stadiu foarte mic. Și din Se păcate. aude în spațiu public, se aude și poate mă explicați, vă rog, e ca un mit așa. A aflat că are cancer astăzi și într-o lună a murit. Așa, aflu, deci aflu așa, de la nivel de zile, oameni de 50-60 de ani. A aflat că are cancer și într-o lună sau într-o lună a avansat foarte repede sau este Nu. o viteză. Asta este mit sau ce este? Este mit. Da, E mit. este mit. Pentru că extrem, extrem de rar, aș îndrăzni să spun că mai puțin de unul din 100 de cazuri, poate chiar unul din 1000, cancerele, mai ales cele de tip solid, de care noi ne ocupăm, cancerul de plămân, cancerul de sân, cancerul de colon, evoluează atât de repede încât să conteze o lună sau 3 luni. Ceea ce, Am de fapt, nu înțeles. se spune este că omul ăla știa că e rău de 2 ani și nu s-a dus nicăieri. Da? Am Cum vedem, înțeles. multiple femei cu tumori de sân care zice, păi n-am știut că am, dar de fapt ea știa că are, că se vedea tumora, că i-a dispărut sânul din cauza tumorii, deci nu e că nu știa că are. Dar n-a interesat-o. Și putea să funcționeze perfect normal și avea cancerul probabil de 10 ani și până nu i s-a rupt bazinul de la o metastază la os, zice, păi săraca era sănătoasă. Păi era bolnavă de 10 ani, avea cancer de fapt. Nu s-a dus la doctor și în ciuda faptului că n-a fost tratată și nu s-a dus la doctor, a fost bine mersi 10 ani. Până i s-a rupt osul, că dacă nu i s-a rupt osul, nu se ducea nicăieri, nu știa nimeni de nimic. Pentru că nu Spuneți-mi, spunea domnule nimic. doctor, e foarte adevărat că noi avem o, cum să zic, atât de mult iubim orice mai puțin pe noi, că uneori ai senzația că e așa o muncă de Sisif, că medicii uneori sunt puși în situația de a face, de a fi niște Sisif care trebuie să rezolve niște cazuri, cum să zic, în situații extrem de greu de rezolvat. Vreau să vă întreb însă, bătălia cea mai mare acum care este? Că mie mi-e foarte clar. Deci, asta a spus sedentarism, a spus nutriție, a spus fumat, ați spus Aș mai adăuga și tulburările de somn. Da. somnul, ați spus și stresul, da? Tulburări de Da. somn și stres. Deci sunt cinci factori, acești cinci Da. factori. Și Pe poate fiecare problemele dintre ei. psihiatrice de tip depresie. Depresia cronică și profundă, iarăși, e un element care scade imunitatea Foarte substanțial și prin tare. cancer. Da. Deci depresia oricum este sora mai mare și mai grasă a stresului ăstuia despre care Da, e o vorbim. formă care ține puțin de patologic, adică nu este consecința vieții pe care o trăiești și a situațiilor cu care te Este confrunți. mai mult decât atât. Este mai Este mult decât ceva atât. care deja ești dereglat și ești, practic, e o altă boală, e o Este o întreagă altă specialitate. boală, e o boală în sine, este o boală în sine. Care este bătălia? Că mi este foarte clar că acești cinci factori despre care vorbiți dumneavoastră, mă rog, mai puțin depresia, dacă aici lucrurile sunt de rezolvat la doctor, toate țin de noi, toate țin de noi, de fiecare dintre noi. Pe de altă parte, în acest moment, bătălia mare este cum să faci să rezolvi cancere aflate în stadii cât mai avansate. Dumneavoastră asta faceți, de fapt cu asta vă ocupați. Unde e mai mare bătălia? În a ne Situației, convinge pe noi unde să dorim asta? rezolvăm cele cinci sau în a găsi? Unde vă bateți de fapt acum? Care e terenul pe care luptați dumneavoastră? Prin meseria pe care o avem, suntem în zona în care tratăm pacienți care deja au un cancer. Dar în același timp, atunci când avem de-a face cu un astfel de pacient, automat intrăm în contact și cu rudele lui. Membrii familiei, da, fata, copilul, soacra, părinții, și încercăm, în măsura în care putem, să transmitem niște indicații legate de screening și stil de viață, inclusiv să facem recomandări către specialiști în nutriție, care pot da și detalii specifice, pentru că noi, ca oncologi, să dăm informații despre ce fel de mâncare să mănânci ca să-ți atingi anumite ținte zilnice la macronutrienți, la proteine sau la vitamine, nu e meseria noastră. Dar câteva principii putem să expunem și să trimitem mai departe către un nutriționist. Deci bătălia se dă la toate nivelurile. La Însă toate nu poți să nivelurile. transferi tot efortul sau tot meritul
pe doctor sau pe pacient sau pe omul sănătos, pentru simplu motiv că suntem toți parte dintr-un sistem. Și atunci Corect. suntem afectați de acest sistem din toate punctele de vedere. Mă refer aici la cunoștințe, care pe de-o parte ține de informația la care ai acces, cum e, de exemplu, ceea ce vorbim noi acum. Pe de altă parte, receptorul ține de nivelul socioeconomic, gradului de cultură cât poate să înțeleagă. Pe urmă, este să presupunem că omul a înțeles. Da, domnule, fumez mult, am înțeles că trebuie să mă duc să fac un tomograf de screening. Dar intervine aici capacitatea să facă propriu-zis această investigație. Fiindcă e o investigație care, dacă ești sănătos, nu este decontată. Corect. Dacă ai cancer, noi putem da trimiteri și se decontează și o poți face gratuit. Dar la screening trebuie să o plătești din buzunar. Absolut. Dacă ai vreun Deci abonament. prevenția este, în România se plătește, prevenția se plătește și oamenii, pentru că trebuie să plătească și analize, nu le fac. Doar dacă nu le fac, O oricum o mare să... parte de oameni, aș zice că măcar Mare parte. 30% din persoanele din România, cele mai ales din spațiile cele mai puțin favorizate, sau invers Mai spus, sărace, din mai spațiile cele sărace, mai defavorizate, da, da? care înseamnă și cu resurse financiare mai mici și cu nivel de educație mai redus, Corect. au cei mai mulți factori de risc, Da. da, și cea mai mică probabilitate să facă ceva. Da. Și atunci e o asimetrie care doare la nivel social. Pe urmă, haideți să luăm de exemplu persoane de la polul opus. Să mă iau de exemplu pe mine. Da? Eu am problema că nu am timp. Și zic, lasă că fac luna viitoare sau lasă că fac Aud peste asta, două. frecvent. Adică nu e o problemă de bani, nu e o problemă că nu Da. știu că e important, nu e o problemă că nu am unde, sau că dacă mă mobilizez nu pot să rezolv într-o săptămână. Dar o fac? Nu o fac. Da? Și atunci există și alte componente, cum ar fi asta de care am vorbit. Da? Pe urmă, dacă o faci, este important să ai și o continuitate, pentru că ți-ai făcut un tomograf și îți arată din fericire că ești bine. Dar asta nu-ți garantează că vei fi bine întotdeauna și îți garantează că la momentul actual, bazat pe limitele tehnologice ale investigației respective, probabil că n-ai nimic. Da? Dar n-ai nimic la plămân, că ți-ai făcut tomograf la plămân. Pentru că nu poți face pentru orice investigații. S-au încercat tot felul de metode de screening, adică de a găsi cancerul în faze incipiente, și nu au fost validate la nivel național sau internațional în nicio țară, pentru că multe dintre aceste metode creează mai multe probleme decât rezolvă. Și atunci au rămas foarte puține care sunt implementate. Vorbim de tomograful fără contrast la torace după 45 de ani, dacă ești mare fumător. Vorbim de colonoscopie. Vorbim de controlele la sân, consultul la medicul ginecolog, markerul tumoral pentru cancerul de prostată și poate ceva numit scor Roma, doi markeri și o formulă matematică care se poate folosi ca să vezi ca femeie dacă ai un risc de a avea un cancer de ovar de care poate nu știi. Dincolo de astea, singura activitate care poate să mai fie considerată de screening și este înalt recomandată în toate țările, este să te duci pe la medicul dermatolog, să se uite la pielea ta și să-ți spună dacă ai vreo leziune suspectă, măcar o dată la un an, 2 ani. Pentru că Am înțeles. vorbim de cancerul de piele și cancerul de piele e foarte frecvent. Dar astea sunt. Dincolo de astea. Știți cum e? Omul ar vrea să meargă la spital, să-i dea două picături de sânge și să, din acele două picături de sânge, să-i spună exact care este situația cu el. Se încearcă, sunt Se foarte mulți încearcă. în spațiul ăsta cu teste de sânge care să-ți diagnosticheze cancerul, chiar mai multe cancere, încă nu suntem acolo. Sperăm că în 5-10 ani, mai ales dacă se validează, să existe. Însă nu știu cine le va deconta. Probabil Da, sunt aici, aici este o problemă, probabil că vor fi foarte, foarte scumpe. Mă rog, și le vor putea în permite. spațiu de 2.000 până la 5.000 de lei, probabil vor fi.
un astfel de test. Da. Domnule doctor, mai avem un singur minut în interviul acesta și vreau să vă întreb ca o concluzie a ceea ce am vorbit noi până acum. Cum ar trebui, adică, care credeți că este punctul pe care îl atinge această informație din om? Scade vârsta de la care oamenii sunt diagnosticați cu cancer. Care este punctul pe care îl atinge această informație? Eu nu mă prind ca ziarist, vă mărturisesc sincer, nu înțeleg, adică poate să fie un avertisment, poate să fie, dar dumneavoastră aveți mai multă experiență în a citi informația medicală și a vedea impactul pe care el are asupra omului. Care credeți că este punctul pe care îl atinge această informație în om? Cred că ar trebui să fie un mesaj sau este un mesaj care ar trebui să fie auzit în felul următor. Lucrurile nu mai stau cum știm noi din trecut că stăteau, și anume că până la 60 de ani ești sănătos și pe urmă asta e, ți-ai trăit viața și nu contează. Te poți îmbolnăvi de boli severe, cum ar fi cancerul, mult mai devreme decât îți imaginezi. Un astfel de diagnostic îți poate afecta viața fundamental, alteori ți-o poate scurta semnificativ. Și în ciuda faptului că suntem bombardați de părțile negative ale factorilor de care am discutat, există căi prin care putem acționa pentru a fi mai sănătoși, a ne reduce riscul de cancer și nu numai de cancer, și de alte boli, și să reușim astfel să avem o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai bună, în general. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, domnule doctor Radu Berceanu, Radu Berceanu oncolog. Am înțeles și eu de la domnul doctor niște lucruri astăzi și cred că ăsta este punctul de la care trebuie plecat cu discuția de aici înainte, discuția noastră interioară. Da? Ce din cele 5 înșirate de domnul doctor puțin mai devreme, unde stăm, unde e dezechilibrul la noi, la somn, la nutriție, la mișcare, la fumat, da, la stres, suntem stresați, avem o depresie pe care nu o ducem niciunde, nici cei de jur împrejurul nostru nu reacționează la ea, pentru că e rușina asta publică, dom'le, are depresie și bun, totul se poate vindeca, adică sunt specialiști care fac ani întregi de școală ca să rezolve situațiile astea. Deci cred că ține foarte mult de noi, e adevărat, suntem parte dintr-un conglomerat imens, da, mediul ăsta de jur împrejurul nostru, da, cu mâncare de proastă calitate, cu aer de proastă calitate, cu grabă de proastă calitate, da. Da, ce ține de noi, măcar să știm că am făcut ce ține de noi. Mulțumesc domnului doctor pentru felul în care a citit cu noi astăzi, a tradus cu noi astăzi informația asta legată de vârsta de la care oamenii sunt diagnosticați cu cancer și cu voia domniei sale o să-l mai întrebăm, o să-l mai sunăm și o să-l rugăm să ne explice atunci când nu înțelegem lucruri. Vă mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, noi ne revedem la Vezi ce crezi, duminică, de la ora 19, cu o emisiune absolut specială. Specială, specială și pentru mine o emisiune la care țin foarte mult. Foarte, foarte mult. Dacă aveți timp, vă aștept la televizor duminică la 7. Doamne ajută!